Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. Mesajul meu de astăzi poartă titlul
noaptea cea mai lungă. Nu știu dacă ați avut vreodată sentimentul că nu se mai sfârșește noaptea. Atunci când ai un bebeluș, sau atunci când ești bolnav, și când abia aștept să vină dimineața, iar dimineața abia aștept să vină seara, nu sunt foarte ușor de gestionat aceste clipe. Dar parcă totuși ziua este mai ușor de răbdat ca noaptea. Pentru că noaptea aduce cu sine și un sentiment de inutilitate și un sentiment de frică. Încă de mici suntem copleșiți de întuneric. Și deși am încercat, spre exemplu, cu Adam să nu-i spunem, vai, noapte, întuneric, nu știu ce, instinctiv, copilul, când vede întuneric, se simte un disconfort și zice, aprinde lumina, aprinde lumina, lui place să fie lumina. Vă voi vorbi în după amiaza acestei zile despre cea mai lungă noapte din viața unui om al lui Dumnezeu. Uneori mă gândesc că această noapte se va repeta în viața fiecare dintre noi. Și chiar scriitorii creștini numesc ultima încercare a planetei noaptea strântorării lui Iacov. De curând, America a fost lovită de vijelii. Orașul Houston, în Texas, a suferit pagube materiale majore. Ai impresia că nu ar putea să ajungă ploaia și visculul și 80 de km pe oră chiar în mijlocul orașului, pentru că orașul pare că este străjuit de blocuri, de zgârie nori, de blocuri imense și totuși parcă ar fi fost o nimica toate aceste blocuri, furtuna s-a strecurat pe lângă. Ne întrebăm oare cât mai durează până la finalul acestei luni, până la revenirea lui Iisus Hristos, așa cum o credem noi, conform crezului creștin, care spune și iarăși va să vie cu mărire și slavă ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Ne bucurăm că prin acest post de televiziune putem transmite vestea bună a revenirii Domnului Iisus Hristos. Însă înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, se pare că toți credincioșii vor trece printr-o noapte a strântorării, care va fi cea mai lungă noapte. Permiți să deschidem Sfânta Scriptură și să încercăm să pricepem ce s-a întâmplat în această noapte a strântorării lui Iacov, cu reverberații adânci în prezent și în viitor. Deschideți împreună cu mine în Geneza, capitolul 32. De la versetul 23, pentru că vedeți noastră aceste titluri mici așezate în Biblie, uneori ne vitregesc de a înțelege întregul context. Uneori sunt puse potrivit, dar alteori nu sunt puse chiar potrivit. Acestea nu sunt puse de Dumnezeu. Sunt puse de oameni, inclusiv capitolele, versetele, în așa fel încât să putem să căutăm ușor și să găsim la fel de ușor. Geneza, capitolul 32, versetul 23 zice că i-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea. Tot ce avea. Incredibil, incredibil. E vorba despre Iacov și e vorba despre faptul că după ce agonisise berbeci, capre, țapi, oi, probabil vite, după ce avea 12 copii, 12 băieți și o fată, avea 4 soții, după ce Dumnezeu îl binecuvântase în ciuda greșelilor lui și chiar credea că el în sfârșit poate să dispună de anumite argumente în confruntarea cu fratele său Esau, priviți, vă rog, încă o dată, și încă o dată, și încă o dată la acest text care pe mine mă șochează. Să citim și versetul 22 și 21. Astfel, darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe, pe cei 11 copii ai lui, a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea. Da, Dina
se naște poate un pic mai târziu și Beniamin încă nu era născut. Da? Tot ce avea. Ce vrea să spună Dumnezeu în acest text, dragi prieteni, este următorul lucru. Vine o zi când tot ce ai nu mai contează. Se spune despre Alexandru cel Mare că după ce a băut cupa lui Hercule de două ori până la fund, era o cupă cu alcool, unii comentatori istorici spun că ar fi avut 12,5 litri de alcool. Și cei mai mari bețivi nu puteau bea pe toată, dar el a băut-o de două ori în cadrul unui chef și a intrat într-o comă din care n-a mai ieșit. Dar a ieșit odată și i-a zis, se spune, celor apropiați ai lui, când voi muri să fiu înmormântat cu mâini în afară din sicriu. Și toți au zis, împărate, pentru ce? Pentru ca să se știe că la 30 de ani am avut lumea la picioare și nu iau nimic cu mine din ea. Vine o zi, dragi prieteni, când costumele, pantofii, mașinile, casa, averile, a avea această tendință a noastră de a avea, de a acumula, nu mai contează. Nu mai știu cum se numește dereglarea psihică în care unii oameni adună toate gunoaiele în apartamente și în case. Ați auzit despre astfel de persoane? Da? Da? O obsesie compulsivă, dar mai știu, are o denumire specială, nu contează. Am avut și un unghi din ăsta, toate fiarile adunate de pe stradă, de pe punea, a ajuns în grădină la el un depozit de gunoi. E o tulburare teribilă. Dar asta nu este altceva decât o continuare a tendinței noastre omenești de a acumula, de a avea, de a poseda. Am citit o carte fabuloasă, merită să o citiți, de Eric Frum, A avea sau a fi. Și îți dai seama cât de important este să fii, nu să ai, în primul rând. Iată pe Iacov, aflat la un moment de răscruce în viața lui. Și de ce este acest moment de răscruce? Vă aduc aminte, pentru cei care sunteți mai puțin familiarizați cu Sfânta Scriptură, Iacov și cu fratele său erau doi gemeni la casa părinților lor, Isaac și Rebecca. Isaac începea să îmbătrânească, dar înainte să îmbătrânească Isaac, se întâmplă ca Iacov să facă o ciorbă de linte superbă, îmi place și mie ciorba de linte, și are un gust senzațional, probabil că a făcut-o cu ceva ierburi, cu ceva legume de pe vremea aceea. Esau vine rupt de foame de la câmp, nu prinsese nimic, el era vânător și îi zice, mă, miroase îngrozitor, extraordinar miroase, dă-mi și mie niște ciorbă. Și Iacov, ca un spirit argercerat, zice, stau pe când ai dreptul tău de întâi născut. Dreptul de întâi născut era extrem de important în societatea patriarhală. Ce însemna? Indiferent câți copii erau, întâiul născut avea dublu din averea celorlalți. De exemplu, dacă erau trei copii, primul avea 20%, 25%, plus încă 25%, deci 50%, și celălalt doi aveau 25-25%. Deci avea tot timpul dublu față de media celorlalți. În plus, era preotul familiei în cazul morții tatălui. În plus, avea onoarea să facă parte dintre strămoșii lui Mesia. Imaginați-vă. Și s-au zis, ce trebuie mie dreptul de, oricum sunt pe moarte, haide-mi ciorba că îți dau dreptul de întâi născut. Însă Iacov nu are curajul să-i spună tatălui lui, uite, eu sunt cel care am dreptul de întâi născut. Nici Esau nu-i spune tatălui lui, uite, vrei să mă binecuvântezi pe mine, dar de fapt i-am vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Nu spune treaba asta. Isaac îi zice, vino Esau să te binecuvânteze sufletul meu, ești mare acum, eu o să plec pe calea celor mulți, vreau să te binecuvântez. Această binecuvântare era o înzestrare specială pe care părintele o dădea întâiului născut ca să-i poarte mai departe numele, averea și chiar credința. Esau nu prea avea cu credința, spre necazul tatălui și a mamei sale, s-a căsătorit cu două femei necredincioase, aducea rușine tatălui și... Mă rog, Esau când aude că Iacov vrea să îl binecuvânteze, pleacă să aducă vânat, însă Rebecca îi spune lui Iacov, vino și fură binecuvântarea tatălui tău. Mă doare inima când mă gândesc la subiectul acesta, pentru că e una să-l minți pe taicătul, e alta să-l minți pe taicătul ori. Iacov îi zice mamei sale, mamă, dar tata o să mă cunoască. Las, nu te cunoaște. Tata mă cunoaște după voce și dacă mă pipă, i-am încurcat-o, că Esau e păros, eu nu sunt păros. Las, te facem prima operație estetică din istorie și pune pe mâini niște piei de miei, vezi, nu te lăsa să te pipă grătare. Nu, astea ating un pic și tu pleci, că
ești jignit. Și Isaac zice, ai venit, fiule? Cine ești tu, fiule? Au zis, mă rog, întrebarea, cine ești tu, fiule? Eu sunt Esau. Iar în mata este pipăie. Și când îl pipăie, ăsta se trage spre Iacov. Și Isaac zice, glasul este al lui Iacov, dar unele sunt al lui Esau. Și dă binecuvântarea. Când mănâncă din ciorba aia, că el nu putea sta bine cu tatăl, dacă mânca dintr-o ciorbă, știți? Foarte interesant. Și nevasta nu-i făcea, nu mai a făcut atunci, ea știa cum îi place, dar nu-i făcea. Foarte interesantă familia aceasta patriarhală. Mă rog, ideea este că apare Esau cu vânatul, pregătește, se duce la taică, zice, tata, am venit, ăsta, șocat. Cum adică ai venit? A venit fratele tău cu vitleșul, ți-a luat binecuvântarea, aoleo. Asta este. Bine, lasă că facem două mormântări cu o singură pușcă. Mor tu, mor și ăsta. Și atunci Rebecca îl îmbrățișează pentru ultima dată pe Iacov. Îi zice, pleci la fratele meu, Mesopotamia. Ăsta se duce, dar primește harul lui Dumnezeu peste el, știți? Dumnezeu îi se arată într-un vis, îi arată planul de mântuire, îi arată scara cerului, îi spune, uite, tot ce ești tu aici, vei fi binecuvântat, în pământul pe care stai ți-l voi da ție. Dumnezeu binecuvântează. De fapt, Dumnezeu caută, atenție, Dumnezeu caută o întâlnire personală cu Iacov. Și Iacov zice, nu încă, acum sunt student în Mesopotamia, acum nu mai zice, mama, fă rugăciunea mă că ești plecat de acasă, faci ce vrei, nu mai contează, ești singur, nu mai ai confortul de acasă, hai, pune-ți o piatră la cap, nu mai ai pernă, vezi dacă ai mințit. Asta este, pleci, s-a dus Iacov și ajunge la Laban, acolo se îndrăgostește de Rahela. Rahela, soră cu Lea, se îmbată și în prima noapte, în loc să o aibă pe Rahela, o are pe Lea. Înșelătorul, înșelat. Vedeți noastră cum se întoarce roata? În ciuda acestui fapt, el slujește pe Rahela încă 7 ani, după ce slujiște 7 ani, dar tai că soțul se odasă pe Lea. Apoi își ia încă 2 roade, se îmbogățește, ce să spun, ajunge să facă avere și într-o zi vede că fața lui Laban nu mai este aceeași, zice cuvântul lui Dumnezeu, hotărăște să plece, pleacă pe furiș, Laban vrea să se ducă după el, să-l atace, însă Domnul îi se arată în vis lui Laban și îi spune, ferește-te să spui o vorbă de a lui Iacov. Fac un legământ, uite, nu trecem niciunul peste mutarul celuilalt și îmbrățișează nepoții la bani și nu știu dacă îi mai vede vreodată. Și acum este momentul pe care îl căutăm, vine noaptea. Iacov aude că fratele său Esau vine înarmat cu 400 de oameni. Ce să facă? Înarmat cu 400 de oameni, cu niște pute, cu niște copii care nu erau probabil nici adolescenți. Ce să facă? Și începe să trimite cadouri. Și trimite turmă, și trimite iezi, și trimite capre, să-l îmbuneze pe Esau. Și acum urmează versetul 23. I-a luat, a trecut râul și a trecut tot ce avea. Toate averile lui le-a trecut dincolo de râul Iaboc. Și acum, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, Iacov însă a rămas singur. Primul moment al mesajului din după amiaza aceasta este singurătatea lui Iacov. Poate ești obișnuit să fii cu oameni mulți în jur, cu prieteni. E bine să ai un telefon, hai să ieșim, mergem. E frumos să ai familie, să ai pe cei ai case. Însă, dragul meu, vreau să spun că mai devreme sau mai târziu, va trebui să stai singur cu viața ta, singur cu faptele tale înaintea lui Dumnezeu. Iacov a rămas singur. Da, e frumos să dai telefon la pastor, să-l întrebi, auzi, cum scrie textul ăla cu smerenie și sfială, să spunem, pentru 3 cu 15, așa, dar unde scrie și textul ăla că epistolele lui Pavel sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstămăcesc ca și pe celelalte scripturi spre piezarul 2 metru 3 cu 15. Gata, scris. Bravo. E ușor, e frumos să pui întrebări, să cauți pe domnul Google, să vezi, e interesant. Dar să nu uiți, dragul meu, că va veni o zi
în care vei sta singur față în față cu Dumnezeu și Dumnezeu îți va spune: n-ai vrut să te vezi cu mine până acum? N-ai vrut? Ești ocupat? Ești cu turmele? Ești cu telefoanele? Ești cu joburile? Iacob, uite, vreau eu să mă întâlnesc cu tine. Dacă tu nu vrei să te întâlnești cu mine, vreau să mă întâlnesc cu tine. Și are loc întâlnire de Dumnezeu aici. Spune cuvântul Domnului că un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coastei, așa că i s-a scrântit încheietura coastei lui Iacob pe când se lupta cu el. Omul acela a zis: lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Imaginați-vă noaptea aceea a lui Iacob. Spun comentatorul creștin că el nu știa cu cine se luptă, că la un moment dat, fiind singur, a simțit o mână pe umăr și atunci s-a întors și a crezut că este un hoț, un răufăcător, și a început să se lupte, să se lupte. Și nu o jumătate de oră, nu o oră, nu două ore, nu trei ore, toată noaptea s-a luptat. Toată noaptea s-a luptat. Există un text care mie îmi sună tot timpul când mă gândesc la responsabilitatea personală, îmi sună în urechi, este cel din 2 Corinteni 5:10 care zice: căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos și fiecare își va primi răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăia în tur. Toți vom sta în fața lui Dumnezeu. Și de data aceasta Dumnezeu, printr-o întrupare, printr-un om, printr-un luptător, probabil că era acolo Domnul Hristos însuși, neîntrupat, dar folosindu-se de omul acesta, ia în chip de om Dumnezeu, îi zice: lasă-mă să plec și să revarsă zorile. Dar Iacob are obsesia vieții. Obsesia lui este una singură: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Ce vrei, mă? Ce vrei? De ce nu? Binecuvântare. Vreau binecuvântare. După singurătatea lui Iacob urmează un al doilea moment. Salvarea lui Iacob. Salvarea lui Iacob. Ascultați-vă. Omul acela i-a zis: cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat: spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns: pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. De fapt, binecuvântarea aceasta este salvarea pe care Dumnezeu i-o dă acestui om pentru un singur motiv. Știți care este singurul motiv pentru care Dumnezeu îi dă binecuvântare, pentru care Dumnezeu îl salvează pe Iacov în acest ceas al suferinței extreme, în această cea mai lungă noapte din viața lui? Știe cineva care este condiția pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu și pentru a sta în fața lui Dumnezeu cu inima curată și a primi salvarea? Știe cineva care e condiția? Cum te cheamă? S-a spus adevăr. S-a spus adevăr. Când nu te mai dai altcineva decât ești. Când ești un om... Când ești un om onest. Și vin înaintea Domnului și Doamne, ăsta sunt. Ăsta sunt. Nu vin să pretind că sunt Esau, mă întrebat mai înainte de ceea că ești Esau, când te-a întrebat taică tu. Cine ești tu, fiule? Eu sunt Esau. Acum spune-te rog cine ești. La care el răspunde: eu sunt Iacov. Iar Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi. Înseamnă cel ce umblă cu ulei de subturi. Cel care n-are care să te privească în față, dar te lucrează pe la spate, știți? Ăsta este Iacov. Eu sunt Iacov, eu sunt un nenorocit care am profitat toată viața, am păcălit pe toată lumea. Eu sunt acel individ care mă dau ceea ce nu sunt, dar iată, am ajuns la capăt. Dumnezeu mi-a pus mâna în gât. Știi, Dumnezeu vrea să te întâlnească cu oamenii în vremuri liniștite. Zice, uite, vreau să vorbesc cu tine. Vreau să mă asculți. Vreau să-ți iei timp pentru cuvântul meu. Nu, zbang un accident și pe papul în spital. Stai așa și Domnul zice: na, acum poți? Nu, că ăștia suntem noi.
Iacov, care nu avem timp, nu putem, Petru poate să stea o noapte întreagă la pescuit. Nici o problemă, stă cu ochii țin, nu bea cafea. Stă cu o noapte întreagă la pescuit să vadă, trage mreaja, nu trage mreaja, dar atunci când e vorba să se roage în grădina Ghețemani, îl apucă așa, o lentoare, să apucă să doarmă fără probleme. Când avem un interes pământesc, când joacă România cu nu știu cine sau Champions League și așa mai departe, stăm până la 12 fără nicio problemă, dar vreau să vedem și rezumatele și comentariile celor mari specialiști. Când e vorba despre a sta la biserică, să asculți cuvântul lui Dumnezeu, când e vorba despre a preocupa sufletul tău cu rugăciune, cu cuvântul lui Dumnezeu, fai după o jumătate de oră, ți se pare o convoadă, că vai, e cam mult, e cam... Vorba unui soț care avea soția la biserică. Păi ce tot faceți acolo, mă, frate, atâta? Știți? Cam asta e problema noastră. Iacove, uite, vreau să mă întâlnesc cu tine. Și aici este momentul mare întâlnirii cu Iacov cu Dumnezeu. Nu știu dacă voi credeți, dar ziua de azi poate să fie o zi în care Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine față în față și să te salveze. Și vrea să-ți spună, vrei să fii tu sincer înaintea mea? Vrei să nu te mai dai tu altcineva decât ești? Vrei să nu mai par tu altcineva decât ești cu adevărat? Cum te cheamă? Cum se mă cheamă? Mă cheamă lumea unde nenorocit, că n-am dat banii la oameni. Mă cheamă lumea zgârcit, că întotdeauna când e vorba să plătesc prost. Cum te cheamă? Mă cheamă lumea mincinos, pentru că zic, te sun imediat și apoi nu mai sun. Cum te cheamă? Doamne, mă cheamă Iacov. Astea sunt. Unul care tot timpul a lucrat, unul care zâmbește, protocolar, dar care are o psihologie a personajului lui Ionuca Caragiale din Bubico. Când apare ăsta în compartiment, zice, Bubi, Bubi, băiatule, dar în gândul lui zice, vedete aș mănuși. Ăsta e tipul de om cu care noi ne identificăm de foarte multe ori. Dacă nu-ți place de un om, de ce să-l lingușești? De ce să-i spui, Doamne, ca dumneavoastră nu este nimeni pe lume, vai ce bine! De ce să spui treaba asta, dacă chiar nu crezi nimic din ce spui? Nu-ți cere nimeni să faci troacă de porci. Dar, poate taci. Te-a învățat maică-ta și taică-tu să fii amabil, să dai mâna, să saluți, nicio problemă. Dar nu trebuie să lingușești pe cineva în care nu crezi deloc. Acest comportament ne dă afară din Împărăția lui Dumnezeu, să știți. N-am văzut niciodată pe Domnul Hristos care să se adreseze vameșilor, să zică, vai de voi, vameșilor, că voi furați cu două mâini, și de la evrei și de la romani. Vai de voi, prostituatelor, că voi o rupeți bărbații lui Israel. Dar Domnul Iisus a zis, vai de voi, cărturași și farisei fățarnici. Voi curățați partea dinăuntru, dar din afara blidului și înăuntru rămâne plin de murdărie. Voi dați zecime din izmă, din măraș și din chimen și lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Salvarea lui Iacov vine în momentul în care el recunoaște cine este cu adevărat. Vă rog să rețineți treaba asta. Și deși Domnul îl lovește în coapsă și nu îi se mai pune la loc, că nu erau ghips pe vremea aia, medici și așa mai departe, toată viața rămâne și loc, da? Și târâie un picior de pe după el, ca să-și aducă aminte de umblarea cu Dumnezeu, primește această binecuvântare care trece mai departe la fiii săi, ajunge la Iosif, care este tipul Domnului nostru Iisus Hristos. Din sânul poporului acestuia se naște Moise, primul eliberator din robia egipteană. Și apoi, din generație în generație, se ajunge la Domnul nostru Iisus Hristos. De ce? Pentru că un om, în noaptea cea mai lungă existenței sale, a avut curajul să spună cine este. A avut curajul să se expună înaintea lui Dumnezeu, să nu mai pretindă că este altcineva decât este. Și după singurătatea lui Iacov, după salvarea lui Iacov, urmează al treia moment, care este schimbarea direcției de mers. Și ascultați-vă ce spune Biblia.
Versetul 30. Iacov a pus locului acelui anumele Peniel, fața lui Dumnezeu. Căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coarsă. Știți ce este cea mai important la textul acesta? Că niciodată după ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu nu mai poți umbla ca înainte de a te întâlni cu Dumnezeu. Când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ți-ai schimbat viața. Când Dumnezeu te-a privit cât ori, ți-a privit față în față și ți-a zis cum te cam privi. Mă cheamă așa cum știi că sunt. Ok? Nu uita că din momentul acela viața ta are o altă întorsătură. Viața ta trebuie să fie altfel. De fapt, această întâlnire cu Dumnezeu, acest peniel, l-au avut toți oamenii din Noul Testament care l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Oricine l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos nu mai putea să fie la fel ca înainte, chiar dacă nu l-a ascultat pe Domnul Iisus Hristos. Nici măcar Caiafa și nici măcar Pilat nu au putut să fie ca înainte de vreme ce l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că după ce întâlnești pe Domnul Iisus Hristos, fie îți schimbi direcția de mers în bine, fie mergi în mai rău. Când cineva are acces la Evanghelie și hotărăște să-și întoarcă urechea să n-asculte Evanghelia, dacă n-ascultă, este mai rău pentru el decât dacă n-ar fi auzit-o niciodată. Știați lucrul acesta? Pentru că cine se întâlnește cu Dumnezeu, cine are penielul lui cu Dumnezeu, față în față, în tăcuta singurătatea zorilor, într-o noapte târzie sau în adâncimile deznădejdii, cine se întâlnește cu Dumnezeu cu adevărat, nu mai poate să fie ca înainte de a se întâlni cu Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu îngăduie ca să intrăm în aceste nopți teribile ale strâmtorării pentru ca de acolo să reiasă parfumul unui suflet curat, fără menajamente, fără și replicuri, fără lucrurile pe care le comiteam odată. Dragi prieteni, aș vrea să vă spun că această noapte, din punct de vedere profetic, e posibil să vină peste fiecare dintre noi. Să vă citesc un text foarte interesant din Cartea Apocalipsa. În Cartea Apocalipsa, la capitolul 7, versetul 13, spune că unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, a spus eu, tu știi. El mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au albit hainele și le-au albit în, și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Acest moment, necazul cel mare, dragi prieteni, unii numesc timpul strânturării, unii numesc noaptea strânturării lui Iacov, este cert că lucrurile se vor îndrepta spre o evaluare a vieții noastre în fața lui Dumnezeu. Noi astăzi mai putem să fim Iacov din când în când, mai câștigăm, mai înșelăm, mai prostim pe oameni, mai dăm mai scump și zicem că am vândut, am cumpărat la fel, mai dăm un parfum fake și zicem că e original. Mai putem astăzi din când în când, însă va veni o zi. Când doar aceia vor trece prin necazul cel mare, care s-au mărturisit păcatele înaintea Domnului, păcatele lor au mers înainte la judecată, ei nu mai pot fi acuzați de păcatele acelea pentru că ele au fost șterse și au fost iertate. De fapt, aceasta este lucrarea Domnului Hristos astăzi, o lucrare de ispășire a păcatelor, o lucrare de ștergere a păcatelor din cărțile din cerul și din viețile noastre. Pentru momentele acelea de prezent și viitor, nu știu în ce situație ești tu, poate că este cineva dintre noi care trece printr-o noapte a strâmtorării, pe care nu mai e și Dumnezeu o știe, printr-o noapte foarte lungă și poate că abia mai vede zorii, dar să știți că vremea aceea va fi o vreme de strâmtorare, descrie prorocul Daniel în Daniel capitolul 12, mai se deschide în Sfânta Scriptură, în Daniel capitolul 12, versetul 1, unde zice că
În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Nu știu ce vremuri de strâmtorare va aduce istoria și ce mijloace de a te îndupleca să te lași de credință. Numai cu ani de zile am făcut o greșeală. Am fost cu copiii la un muzeu al Inchiziției din Peniscol, în Spania. Cred că da, nici acum nu mai aduce aminte de scheletele ale ce erau acolo. Cred că nu am dormit vreo 3 săptămâni în cameră. Și eu ne înțeleg, nu știu că am văzut copiii acolo. Am văzut apoi la Castelul Buniazilor o expoziție de instrumente de tortură pe care le folosea biserica creștină. Nu știu, dragilor, ce momente și ce greutăți ne vor aștepta. Sper ca la noi în țară să nu vină așa de abitir persecuția sau noaptea strâmtorării, dar se pare că fiecare dintre noi o trece printr-o noaptea strâmtorării. Și cel mai important este să ne legăm de Dumnezeu așa cum Iacov s-a apucat de mine. Nu te lăsa să pleci, rămâi cu mine, binecuvântează-mă. Și cei care vor trece cu bine prin această noapte a strâmtorării, când Iacov s-a trezit și când a venit în fața lui Esau singur, șchiopătând, cu mâini goale, toate averile lui nu au slujit la nimic, Duhul lui Dumnezeu a făcut ca Esau să lase tot la pământ, să-l îmbrățișeze. În această împăcare, probabil vor sta și să zic, ce facem aici, după ce am venit aici? Iacov iese din viitor, își dă seama că dacă l-ai pe Dumnezeu, ai tot, dacă nu ai pe Dumnezeu, ai nimic. Dragilor, mă rog lui Dumnezeu ca să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi în noaptea cea mai lungă a existenței noastre. Nu știu care va fi și cum va veni peste noi, să știu un singur lucru. Va veni un moment când o sta singur în fața conștiinței noastre înaintea lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să fim salvați, trebuie să fim sinceri, trebuie să spunem Domnului exact cum suntem, dar odată ce ne-am întâlnit cu Dumnezeu, sensul direcției de mers trebuie să fie diferit. Lucrul acesta vi-l doresc și sper ca ocazia acestei zile să fie pentru dumneavoastră, pentru voi, dragi prieteni, și pentru dragii noștri privitori, o întâlnire reală cu Dumnezeul cerurilor, care are ochii ca pară focului, ne privește în suflet și ne spune, știu faptele tale. Nu doctrina ta, ci faptele. Să venim înaintea Lui cu inimile noastre și voi mi să ne ridicăm cu toții pentru rugăciune. Tatăl nostru din ceruri, mulțumim din adâncul inimii pentru că ai așezat în Sfânta Scriptură lecții nepieritoare cu mine. Și să mulțumim că am înțeles esența istoriei lui Iacov. Să rugăm, ajută-ne să fim sinceri, să ne predăm fără rezervă în brațul Tău. Adică dacă va fi să trecem prin vremuri grele, de striște, te rugăm ajută-ne să ne împlinem cu credință de tine. Ne contează pe toți prietenii din fața locului și în mod special pe toți cei care ne vor urmări vreodată pe internet sau pe televiziune. Rămâi cu noi, pacea ta să rămână în inimile noastre, în numele Domnului Hristos. Amin. Amin. Amin.
aducem ca prinos jertfa noastră de iubire Domnului Iisus Hristos. El e servul, El e Domnul, Cel ce cheamă cu glas blând. Cine astăzi îl urmează e susținută de Asociația Maurer for You.